Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei. O să începem emisiunea cu o discuție pe baza ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Mai bine zis, un protest al minerilor și energeticienilor, un marș pe care l-ați văzut, pentru că zilnic ați văzut și imagini și fotografii de pe traseu cu cele aproximativ 60 de persoane angajate în complexul energetic Oltenia, care au mers pe jos până la capitală pentru a atrage atenția asupra problemelor complexului energetic Oltenia și ale sistemului energetic național în general, a lipsei de responsabilitate a celor care conduc, celor care au condus, indiferent de coloratura politică, guvernele României în ultima perioadă, și de lipsa de viziune, lipsa de măsuri a acestor oameni care s-au perindat prin fruntea ministerelor. Ei bine, în această seară invitați la Dilemele Zilei doi dintre cei care au condus plutonul de protestatari de la Rovinari la București. Le mulțumesc pentru prezență, domnilor Dan Pârvulescu, președinte al Federației Naționale Mine Energie, și Laurian Stănchescu, scriitor, dar unul dintre cei care au rezistat acestui marș pe jos de 7 zile, 320 de kilometri, deși nu face parte din acest sistem. Și chiar o să-l întreb prima dată pe domnul Stănchescu de ce s-a alăturat oamenilor din minerit și energie, cu care nu are nicio tangență, nici cu domeniul minier, nici cu cel energetic. Spuneam, este scriitor domnul Stănchescu. De ce ați vrut să faceți acest efort și pentru ce anume? Că din competiția electorală v-ați retras. Absolut, adică nu sigur, vă mai sigur, voi motiva. Ajută absolut. Nici cu niște procente. Nici vă rog. Nu mă interesa. Fac parte din societatea românească. Mă interesează foarte mult destinul acestei țări, pentru că trăiesc în această țară. Și de aceea m-am implicat în marșul acesta inedit, zic eu, un marș absolut. De fapt, implicarea mea este faptul că eu am inițiat acest marș, am gândit toată marșul ca idee, iar strategia marșului pe mai departe și orizontul a dat domnul Pârvulescu. M-am gândit că toate acele greve și proteste care au fost în fața complexului energetic Oltenia nu-și mai aveau rostul, pentru că o grevă a foamei sau un protest trebuie să aibă idei, trebuie să aibă strategii. Nu se fac pur și simplu. Dacă nu gândești un lucru, evident că lucrul acela pică în derizoriu și are eșecul asigurat. Ori ideea acestui marș a fost foarte bine gândită când am văzut că toate lucrurile duc spre un final nefericit, spre un eșec. L-am sunat pe domnul Pârvulescu și am propus o formă inedită, 320 de km pe jos până la București. Cu spiritul domniei sale, care este extraordinar de atent la idei, a înțeles foarte bună, foarte repede, a concluzionat și iată că ideea a început să meargă pe stradă ca un marș. Exact cum s-a vrut, un marș absolut, dar civic, neregimentat politic, nesusținut de niciun partid politic. Trebuie precizat acest lucru. Marșul a fost pur și simplu o idee, fără nicio implicație politică sau de partid. Domnule Pârvulescu, ați făcut și acest marș. Înainte au mai fost niște forme extreme de protest, de la scoaterea în stradă a câtorva mii de oameni, pentru că ne amintim acele pichetări cu 4, 5, 7 mii chiar de angajați de la complexul energetic Oltenia, a sediilor complexului de aici, de la Târgu Jiu. Au fost greve ale foamei. Totuși,
Dumneavoastră, acum, așteptați niște măsuri, pentru că ați atras atenția. Din discuțiile pe care le-ați avut cu reprezentanții guvernului, ați înțeles dumneavoastră că acei oameni care pot face ceva sunt dispuși să și aplice, să și ia niște măsuri, să se implice în rezolvarea unor probleme, chiar dacă trec prin acel guvern așa pentru câteva luni, că nu mai au foarte mult de stat acolo? În primul rând, menirea acestui marș civic, pașnic, a fost aceea de a informa și de a sensibiliza populația referitor la ce se întâmplă în piața de energie, pentru că dacă informația va ajunge corect la populație, populația avea o astfel de reacție care până la urmă poate să ducă la îndreptarea lucrurilor. Eu și colegii care am mers în acest marș nu ne așteptăm ca mâine să se îndrepte lucrurile, dar sperăm că prin ce am făcut, acest bulgăre de zăpadă se va rostogoli. Și vă dau câteva exemple simple din diverse zone ale țării. Informații care îmi vin de la diverse cunoștințe, prieteni, și care au ajuns și datorită faptului că s-a făcut o mediatizare destul de bună și o mediatizare atât pe canale normale, mass media, cât și pe rețele de socializare. Referitor la rețelele de socializare, când mi-au reproșat colegii, trebuie să mulțumim grupului România, un grup cu peste 900.000 de membri, care a avut permanent online imagini din acest marș al nostru. Deci spun următoarea chestiune. Vedeți, în momentul în care cineva din oraș, din Ardeal, spune următoarea chestie: domnule, auzi ce zic oamenii ăia, domnule, că ei produc cu 170 de lei și la mine ajunge factura cu 600. Unul din altă parte, tot la fel, uite, domnule, ce spunea, că se exportă energie plătită de mine. Deci chestiunea asta trebuie să se rostogolească. Populația trebuie să aibă reacție. Populația având reacție, la momentul în care îl alege pe X sau pe Y, trebuie să-i spună: bă, dacă te aleg și te duci acolo, uite, îndreaptă nedreptatea asta, uite, nu mai sta cu ochii închiși atunci când se face hoția asta. Și vreau să vă dau un exemplu destul de aberant pentru România de astăzi. În momentul în care am spus vineri, când am avut întâlnirea cu doamna Corina Popescu, care credea că o să oprească acest marș cu un protocol semnat de noi cu dumneai ei, pentru că n-a înțeles că marșul e o idee care trebuie dusă până la capăt. Deci atunci când discutam cu dumneai ei și îi spuneam: doamnă, știți că se exportă energie pe care noi românii o subvenționăm prin certificate verzi? Dumnezeu îmi spunea: vino, domnule, cu dovezi. Păi eu sunt statul român să-ți vin cu dovezi. Eu spun următoarea chestie: dumneata, ca statul român, spun, trebuie să faci chestiunea, să o arăți. Și face: nu, domnule, că sunt contracte comerciale care sunt secrete. De acord, contractele sunt secrete, dar nu atunci când sunt făcute pe banii românilor. Atunci când un produs e subvenționat de români, părerea mea și părerea tuturor românilor este că acela trebuie făcută la vedere. Să știe românul de ce plătește ceva și ceva ăla pe care îl plătește, în loc să fie folosit de el, alții deștepți îl duc dincolo și îl folosesc alții. Deci sunt numai aberații de asta care trebuie scoase la lumină. Dar de ce a fost nevoie să meargă niște angajați de la Complexul Energetic Oltenia și nu puțini, da, pe jos, 7 zile, spuneam, peste 300 de kilometri, unii dintre ei au ajuns la spital, unii dintre ei au suferit intervenții chirurgicale, ca domnii ăștia care au în mână decizia să afle și ei despre ce e vorba, adică ce se întâmplă în ograda pe care ei o gestionează? Corect. Simplu, răspunsul e simplu. Lipsa reacției civice a românilor. Prin ceea ce am făcut, sperăm că această reacție civică să se redeștepte, pentru că, din păcate, România e reprezentată de societatea civilă, între ghilimele, o societate civilă dirijată de anumite interese, de anumiți oameni cu bani. Și e posibil să fie finanțată inclusiv de băieții care fac zeci, sute de milioane de euro pe spatele românilor. Și făcând aceste zeci, sute de milioane, nu numai că bagă mâna buzunarul României, dar în același timp duc și la pierderea locului de muncă de acolo, de unde această energie pleacă, de la unitățile producătoare. Că suntem noi, producători pe cărbune, că sunt colegii de la
nucleară, chiar că sunt colegii de la Hidroelectrica. Și aici vreau să vă spun o chestiune aberantă pentru un stat. În luna martie îi trimiteam o scrisoare deschisă, știți bine, ministrul energiei la începutul lunii, prin care îi spuneam, domnule, s-a dat un raport de Consiliul Concurenței la jumătatea lunii ianuarie, prin care se spunea că băieții ăștia deștepți și super deștepți au fraudat Hidroelectrica cu 1,1 miliarde. Dumneata ca ministru, ce faci? Ce faci cu ce alte companii unde există suspiciunea că s-ar fi întâmplat la fel? Pentru că să nu fim naivi să credem că ce s-a întâmplat la Hidroelectrica în rest nu s-a întâmplat. Că s-a întâmplat peste tot. Și vedem zi de zi că apar anumite anomalii în piață. Și din păcate, probabil, instituțiile statului, în loc să facă o analiză, un control și o decizie acolo, mă întreabă tu pe mine, dar vină cu dovada. Păi dacă în momentul în care vezi că în piață se duc băieții ăștia proști, între ghilimele, din societățile de stat și bagă cantități imense la vânzare, știind clar că în partea cealaltă e un cartel care își trimite decât câțiva reprezentați și e ca la piață, în momentul când mă duc să vând 10 roșii și e decât un cumpărător care vrea o roșie, roșia aia scade ca preț. Asta s-a întâmplat, că e exemplul cel mai evident în chestiunea asta. Și nimeni nu face nimic. Instituțiile statului se ocupă de cancan, se ocupă de dăm dovadă că nu eu, statul, trebuie să demonstrez chestia asta după ce tu îmi spui. Și știți bine, în momentul în care se spune ceva, a furat o babă un ou, da? Toată lumea e pe băbuța aceea, da? Păi și când spune, domnule, au furat ăștia 1 miliard de euro, nimeni nu-și face nimic. Păi e normal? În ce țară trăim? Trăim în România, acolo unde orice este posibil. Am văzut inclusiv acele amenzi date de Oficiul Concurenței, da, după ce s-a constatat, dar tot în urma unor, dacă nu mă înșel, acțiuni ale unor persoane fizice în instanță, că sunt companii ale statului care au favorizat niște băieți deștepți. Adică au încheiat niște contracte cu niște aceste chestiuni deștepți, curg. Preferențial. De ce curg? Acum Curtea de Conturi spune la alți băieți deștepți, pentru că numai dealeri de energie sunt băieții deștepți. Băieții deștepți sunt de la producători încolo. La producători, producătorii sunt băieții proști. Deci ce e dincolo de producători, transport, distribuție, dealeri, aia sunt băieții deștepți. Și ce a spus Curtea de Conturi acum câteva zile? A spus următoarea chestiune, domnule, din analizele făcute, observăm că românii sunt furați la factura de energie. De ce? De către distribuitori. Și trebuie să o spună, indiferent că se supără. Pentru că dumnealor, prin niște tarife reglementate, reglementate între ghilimele, de către ANRE, li se recunoaște în acel tarif o anumită valoare a investiției care trebuie să o facă. Vedeți, ei nu au făcut nimic. Dar în decursul timpului, de când au pus mâna pe aceste distribuții, banii au luat. Și îmi spunea un prieten că a văzut o analiză făcută și trebuie să dăm nume, pentru că nu se mai poate, la Enel. Da? Enel în țara sa are profit 7%, iar la proști în România și în Brazilia are 28%. De ce are atât? Pentru că România e corupție. Pentru că corupția din România îl face pe ăsta să aibă 28% în timp ce companiile producătoare se decapitalizează. Și statul român stă pasiv. Nu vede. Și ajung să dea afară deci nu se poate. Miile deci, repet, noi suntem stat. Și să-i trimită în șomaj. Noi suntem stat ca autorități în lucru pentru români sau pentru alții. Că și lumea de pe drum ne întreba chestia asta. Dom'le, dar avem impresia că statul român nu mai lucrează pentru noi. Bine, e guvernul, președintele, nu spuneau statul român, cum spuneau pe ansamblu. Vorbea la instituții. Da, domnule Stănchescu, ați fost în mijlocul acestor oameni care se tem și se tem pe bună dreptate pentru locurile lor de muncă. De ce le este atât de teamă unor oameni că își pierd locurile de muncă? Poate într-o țară normală cu conducători responsabili nu ar fi nicio problemă, dar într-o țară precum România, într-o zonă precum Gorjul și când spun Gorj, spun o conducere PSD de vreo 20 și ceva de ani încoace, oamenii nu au altă alternativă.
Pentru că știm, nu s-au făcut investiții, nu există alte locuri de muncă, iar disponibilizarea a 2100 de angajați anul trecut plus 2000 anul acesta, adică 4100, înseamnă pentru Gorj un mare colaps. Bine, colaps există de ani de zile în ceea ce privește locurile de muncă, dar oamenii ăștia știu că nu au unde se angaja. Ați reușit să vorbiți cu ei în cele 7 zile, să le aflați temerile, să le aflați suferințele. Ce vi s-a părut dumneavoastră că îi mână în această luptă pentru protejarea complexului energetic Oltenia până la urmă, dincolo de locurile lor de muncă? Doamna Stoiană, lucrurile sunt extrem de grave. Nu știu dacă lumea înțelege exact neantul în care se zbate România. Oamenii ăștia au familie, au copii, au salarii foarte puține și grija zilei de mâine, care este exact ca o ghilotină deasupra capetelor lor. Mă așteptam să fie o reacție mult mai devreme la aceste lucruri, dar i-am văzut pe traseu, i-am văzut pe acești oameni, le-am văzut sufletul, spiritul, felul de a gândi. Sunt niște oameni educați, oameni cu bună cuvință, oameni care nu au în ideea lor de a se răscula, de a crea o revoltă populară. Nu, oamenii ăștia au stat cu minți, au așteptat cu minți ca guvernanții, pentru că statul ăsta e guvernat de niște oameni. Acești oameni care guvernează România trebuiau să aibă grija lor. Statul român, în schimb, a fost ca un fel de călău pentru propria țară. Statul român a pornit o execuție publică încă de acum 26 de ani, toate partidele politice, toate guvernele, toți președinții, toți premierii n-au avut decât o singură idee, să distrugă România. Lucrurile sunt foarte clare, se vede foarte clar. Trebuie să faci filozofie pe această chestiune publică sau socială. Nu. Ori reacția oamenilor a ajuns până în punctul în care s-ar putea produce o revoltă populară. Am văzut de-a lungul marșului cum fiecare spunea ce necazuri are acasă, cu soția, cu copiii. Am dormit pe pietre, pe bănci, în parcuri, pe câmp, în mașini. Dar nici o clipă oamenii aceștia nu s-au revoltat, culmea, nu s-au revoltat împotriva guvernanților care i-a dus în această stare. Vedeți dumneavoastră câte educație au ei în comparație cu acești oameni care, vorba lui Mihai Eminescu, care spunea în secolul XIX, acești netrebnici care ne conduc. Aveți niște urme pe mâini, sunt urme de arsuri de la soare. Arsuri puternice și le-am tratat cum am putut. Domnul Pârvulescu a avut grijă să cumpere gălbenele, să cumpere tot felul de alifii. Și asta la mânecă lungă. Da. Dar astea au contat mai puțin, credeți-mă. Am văzut oameni, din păcate nu am putut să și afișăm toate acele fotografii cu răni, cu rănile extrem de grave celor care au mers atâta pe sigur jos. Că da. Ce spuneau acești oameni? Nu spuneau absolut nimic. Râdeau seara când ajungeam acolo. De multe ori ne opream lângă râuri, am băgat picioarele în râuri, în râurile care le-am întâlnit pe drumuri. Într-o seară am campat lângă un câmp și un om cu bunăvoință care avea casa chiar acolo a scos un furtun cu apă și fiecare ne-am ținut picioarele în apa rece, le-am ținut pe iarbă, iarba e un medicament totuși, pe pământ. Dar mai puțin a contat această suferință fizică. Suferința acestui marș este exact trădarea pe care au exercitat-o și au inițiat-o acești oameni care, în loc să guverneze România, au aruncat-o în afară istoriei contemporane. Despre asta este vorba, asta este ideea. Domnule Pârvulescu, dumneavoastră sunteți de mult mai multă vreme în rândul oamenilor cu care au mers la București în acel marș. Dumneavoastră cunoașteți de mai mult timp situația din complexul energetic Oltenia, din Minerit.
Spuneam eu ceva mai devreme că s-au tot perindat niște oameni pe la guvernare, inclusiv la conducerea ministerelor energiei, economiei, cum s-au numit ele, combinate, despărțite și așa mai departe. Am avut foarte mulți oameni care s-au perindat la conducerea complexului energetic Oltenia, CNLO, SNLO, complexurile Rovinar, Turceni, Șalnița și așa mai departe. Oamenii ăștia care ajung în funcții, în general, sunt puși acolo politic, susținuți politic. În momentul de față avem un guvern de tehnocrați. Acest guvern de tehnocrați are un ins în, la conducerea Ministerului Energiei, fără legătură cu energia sau cu mineritul, care din când în când mai postează pe rețelele de socializare, că îi se pare cool, pune poze din câte un periplu prin țară sau prin străinătate. A fost la Târgu Jiu acest om, îl cheamă Victor Grigorescu, pe ministrul energiei. Dumneavoastră ați vorbit cu el, dumneavoastră liderii de sindicat. Ați avut discuții și cu ministrul și cu secretar de stat din ministerul de resort. De ce, după atâtea luni, pentru că aceste discuții nu au început odată cu marșul dumneavoastră, după atâtea luni nu se mișcă nimic sau nu începe să se miște ceva la nivel macro? Poate lucrurile o iau invers cu domnii tehnocrați, adică de sus în jos și la noi s-ar simți mai târziu. De ce nu se vede nimic după atâtea luni în care oamenii ăștia au condus, au gestionat sistemele? Într-adevăr, după prima întâlnire cu dumnealui, noi ne-am pus foarte multă speranță în faptul că dorește să facă prin persoane responsabile, nu prin sine, anumite lucruri bune în aceste companii energetice. Din păcate a trecut timpul, din păcate reamintesc că am trimis această scrisoare deschisă acum mai bine de 2 luni, prin care aminteam ce se întâmplă în piața de energie și să ne spună ce decizii va lua dânsul pentru a scoate la suprafață mizeria care e în piața asta de energie. Din păcate a trecut timpul și n-a dat niciun răspuns. Acum o săptămână și ceva, cred că luna trecută, când am plecat în marș, i-am trimis o scrisoare deschisă domnului prim-ministru, prin care îi ceream demiterea atât a domnului Grigorescu, cât și a altor oameni implicați în mizeria asta din piața de energie. Dar revenim la guvern și cred că îmi dați dreptate, noi foarte mulți cetățeni ne-am spus speranța în ceva ipotetic. Adică dacă politicul a făcut dezastru în țara asta din 90 până acum, vor veni nu știu cine, ăștia pe care am numit tehnocrați, și vor rezolva unele probleme în România. Din păcate, observăm după câteva luni că nu avem dreptate. Și de ce nu avem dreptate? E simplu. E simplu pentru că oamenii aceștia nu au responsabilitatea votului, adică nu aparțin sferei democrației. Pentru că democrația înseamnă puterea votului, da? Deci puterea votului îl duce pe un individ să conducă ceva. Adică și nu le este teamă se... că dacă nu fac nimic, dar nu sau dacă nimic. Greșesc, păi, dar pot să-și piardă vă pun o întrebare. La un eventual vă pun o vot întrebare. Dumneavoastră ați plecat de la 1000 de euro, cât au unii pe la Comisia, cât au avut pe la Comisia Europeană și ați venit pe salariu mai mic în România. Eu au venit pentru bine, CV-ul. Dacă nu mi-aș putea face meseria, da, aș pleca, mi s-a mai nu, ei au venit pentru CV-ul. Și o altă chestiune foarte periculoasă, observăm că ei, în loc să facă politica română, românească pentru români, fac tot politica de acolo, de unde vin. Și asta e foarte periculos. Mai există în momentul de față jocuri? Din ceea ce ați observat dumneavoastră, se mai fac jocuri, iar reprezentanții de la nivel central girează, ascund, sau se fac că nu văd aceste jocuri? Foarte probabil. Foarte probabil și ce e mare păcat este că instituțiile care ar trebui să urmărească aceste jocuri urmăresc cancanul politic. Nu spun că poate nu sunt în realități și în cancanul ăla politic, o luau pe X, pe Y. Știți la ce mă refer? Curios este că se spune
de unele lucruri grave și nu iese nimic la suprafață. Haideți și asta denotă ceva. Haideți să facem un exercițiu în seara aceasta. Vă rog. Să vedem de ce nu înțeleg domnii guvernanți. De ce nu înțeleg oamenii ăștia care sunt la București? Poate sunt acolo sus. Pentru că ei nu trăiesc în România reală, de asta nu înțeleg. Nu știu ce se întâmplă din carieră, acolo de unde se scoate cărbunele din pământ, până în casa omului, unde se aprinde becul și se pune aerul condiționat. Dumneavoastră credeți că cei care conduc anumite agenții, instituții, ministere, nu știu să fac o analiză? Analiza aceea care v-am spus eu, că de aici de unde pleacă curentul de la producător și până la consumator, prețul crește de 3-4 ori? Văd asta, nu văd că ăștia de aici care produc, care fac efortul cel mai mare, se decapitalizează, iar ăia care i-am ajutat noi și le-am dat degeaba aproape distribuția de energie, fac profituri enorme, nejustificate și le exportă? Nu văd că în piața de energie sunt indivizi care o jonglează? Nu văd că piața care ar trebui să fie o piață marginală, această piață zilei următoare, a devenit piața principală? De ce? Pentru a fi ușor de manipulat de către băieții ăștia deștept, le văd. Dar nu au nicio reacție pentru că au interese în toate aceste jocuri. Haideți să vedem ce înseamnă această piață a zilei următoare, PZU, celebrul PZU. Ce înseamnă? Cărbunele, e transformat în energie, adică produs. Da, produs. Complexul energetic Oltenia este un producător de energie pe bază și de cărbune. Și prin chestiunea asta... Îl produce la un anumit preț da, curentul electric. Cu cât? Sau media, care este media? 170-180 de lei pe megawattor. Să spun așa, cu aproximație acum. Și ajunge în casa românului cu 600 de lei. Cam atât plătim, cam 60 de bani pe kilowattor. Și atunci, diferența este în lanțul ăsta unde e transportatorul, Transelectrica, care are un profit mai mare sau mic, dar după care este distribuitorul. Dar între acești toți astea sunt dealerii de energie, care o să observați că nu fac simpla operațiune de a cumpăra curent de aici, de la producător, și a-l vinde mai departe și atât, la consumatorul final. Ci fac diverse jocuri, pentru că o să observați că în piață, chiar dacă se produc undeva la 50 de teravați, plus minus ceva, de vândut se vând aproape dublu. Ceea ce înseamnă că se speculează. Referitor la piața asta care o spuneți dumneavoastră, piața asta este foarte ușor de jonglat de băieți ăștia deștepți. De ce? Pentru că ne putem face contracte, ne fiind o regulă clară la producătorii ăștia mari, aceștia sunt obligați să vândă zi de zi. Și se întâmplă și anomalii, de aia spuneam de băieții proști, în care sunt zile în care merg masiv la vânzare toți. Și părerea mea că sunt înțelegeri între ei. De ce? Pentru că în momentul în care merg cu cantități mari la energie în aceea zi să le vândă, normal că băieții ăștia care sunt un cartel, băieții ăștia deștepți, vin câțiva și spun avem nevoie decât de atât astăzi. Da? Și având nevoie de mai puțin decât scot ăștia la vânzare, normal că e ca la piață, prețul scade. Scădând prețul, ăștia care vând se decapitalizează, adică noi, decapitalizându-ne, pierdem locuri de muncă, pierdem salarii, pierdem diverse, iar ăștia nu fac decât după aceea să mai vând odată. Și câștigă diferența aceea și destul de mare. De asta fac profituri. Că dacă s-ar face o analiză corectă a profiturilor care le au și eforturile pe care le depun toți acești, agenți economici în lanțul ăsta de la producător la consumatorul final, s-ar vedea realitatea. Pentru că indiferent cât de inteligent ai fi, și v-am spus, nu poți în țara ta de origine să ai profit 7%, iar în România 28%. Te ajută cineva ca să ai profitul ăla. Domnule Stănchescu, probabil înainte de a porni în acest marș, nu știați de desubturile acestor afaceri girate, repet eu, de oameni care se află în fruntea sistemelor, care s-au aflat și care se află. Din punctul dumneavoastră de vedere, acești oameni de ce nu încearcă să
stopeze sau măcar să limiteze aceste afaceri care, iată, în cele din urmă se dovedesc a fi în defavoarea statului român și în defavoarea unor români angajați în aceste companii ale statului, care își pierd locurile de muncă, își pierd practic pâinea pe care o pun pe masă familiilor lor, pentru că aici la Complexul Energetic Oltenia, trebuie să o spunem, majoritatea angajaților sunt unici întreținători de familie, pentru că sunt foarte mulți din zonele rurale, acolo unde chiar nu există alte joburi în afară de Complexul Energetic Oltenia, cariere ale acestei entități. De ce credeți că guvernanții noștri nu încearcă să limiteze măcar aceste, nu știu dacă să le spun abuzuri, dar sunt până la urmă niște afaceri nesimțite în defavoarea, repet, statului român și a unor români. Exact cum spunea și domnul Eminescu la un moment dat în articole din ziarul Timpul, firea umană este păcătoasă. Firea umană se poate întoarce în orice clipă împotriva omului sau, din contră, poate să-l ducă mai departe. Așa spunea domnul Eminescu și asta este o idee esențială. Evident că este un lanț criminal împotriva poporului român și numai acești oameni sunt ca o barieră de corale. Ei nu mai pot renunța la toate avantajele și la toate averile pe care le au, pentru că s-ar sparge, s-ar sfărâmița acest lucru. Ei, datorită caracterului, pentru că aici intervine și caracterul și cultura și educația, pe ei nu interesează de acești oameni. Absolut deloc. Educația lor este una singură, să-și bage toate aceste lucruri în buzunar, să aibă averi incomensurabile și nu le pasă de țara aceasta, pentru că dacă le-ar păsa de această țară, situația s-ar inversa. Ei oricând sunt atât de bogați, încât în orice secundă ei ar putea trăi liniștiți în altă țară. Vor merge până la capăt, să nu ne facem iluzii că lucrurile se vor schimba cu acest marș, dar în același timp precizez că marșul nu s-a oprit la București. Marșul continuă, avem strategii absolut radicale pe care nu pot să le dezvălui în emisiune. Marșul continuă pe niște strategii care se vor afla în scurt timp. Aici este un joc între ei, care e un joc perfid. Jocul lor este perfid vis-a-vis de acești oameni care sunt într-o suferință totală. Și onestitatea, cinstea acestor oameni față de acești guvernanți care înșală poporul de atâta timp. Asta este, sunt două tabere, o tabără total necinstită, trădătoare, și o tabără care așteaptă încă, să zic, răbdătoare, un răspuns clar și ferm. Răspunsul acesta nu va veni niciodată. Fermitatea lor înseamnă distrugerea acestor oameni și distrugerea României. Nu au identitate românească. O să-mi spuneți, dar în a doua parte a emisiunii, când trecem la partea politică, dacă are vreo legătură retragerea dumneavoastră din cursa electorală cu aceste chestiuni pe care le-ați descoperit odată cu implicarea în acest marș al minerilor și energeticienilor. Domnule Pârvulescu, ați mai spus-o că nu se vor opri aici protestele, dar că așteptați să vedeți dacă oamenii ăștia care au promis că vor veni la Târgu Jiu, reprezentanții ai Ministerului, că vor analiza situația, că se va începe un proiect pentru redresarea lucrurilor, se vor ține de cuvânt. Cam cât sunteți dispuși să așteptați? Referitor la acel protocol pe care l-am încheiat cu vicepremierul României, și aici pot să spun că nu cunosc în ultimii ani când o federație sindicală a încheiat un protocol cu cineva la acest nivel. Pe guvernanți îi obligă la unele chestiuni, pe noi nu obligă la nimic, pentru că dacă observați finalul protocolului, noi ne obligam să încheiem ceea ce încheiasem, adică să încheiem marșul. Marșul a fost Rovinar București și să încheiem protestul. Protestul de acolo era clar limitat în timp, de la ora la ora, pentru că eu nu-mi permit, nu sunt la putere în România, între ghilimele, ca să încalc legea. Adică ați primit aprobare, am primit aprobare de la până la, nu respect, băieții te altuiesc.
Asta este, ești român simplu. Trebuia să eliberați viața. Deci oricum, noi, deci a fost o frază aproape absurdă din partea lor să încheiem ceva ce încheiasem de altfel. În ceea ce privește angajamentul lor, o să-i urmărim, să vedem cum ajută ei sistemul energetic, cum îl corectează și de asemenea cum, ce soluții au pentru complexul energetic Oltenia în special. Pentru că, repet, mesajul nostru principal a fost acela de salvați complexul energetic Oltenia. Cu asta a mers. Cu asta a mers pe cei 320 km către populația din România. În ceea ce privește celelalte chestiuni punctuale, le vom observa în întâlnire bilunare pe care dumnealor s-au angajat să le aibă cu noi, cu reprezentanții sindicatelor, și aici fac o paralelă, nu numai cu noi ca și federație, pentru că în România totuși e democrație. Chiar dacă unii sunt colorați într-un fel, alții deloc, alții sunt creați de anumite grupuri de interese ca sindicate. Deci noi am spus, dom'le, trebuie să fie la masă toți reprezentanții sindicatelor, indiferent de culoarea lui, pentru că e democrație. Democrație înseamnă proporționalitate, înseamnă vot, înseamnă multe. Și prima întâlnire va fi mâine. Mâine, cred că după întâlnirea de mâine, eu nu pot să fiu atât de pesimist ca domnul Stănchescu. Eu sunt așteptător, adică aștept să văd ce se poate întâmpla în prima fază, dacă există la acest ministru ceva în afara faptului că dânsul decât constată și pozează. Dacă dânsul, dincolo de aceste constatări și poze și postări, dorește să ia și decizii, dar decizii bune în favoarea românilor și a României și bineînțeles a noastră. Îmi permiteți? Vă rog. Veți avea o deziluzie totală. Absolut totală, pentru că dacă acest ministru era omul faptelor pentru complexul energetic Oltenia, fapta era până acum înfăptuită și nu se ajungea în situația asta. Eu apreciez extraordinar de mult spiritul dumneavoastră echilibrat și drept. Aici apreciez mult felul dumneavoastră de a gândi. Dar oricum a făcut foarte multe. Să nu uităm că totuși au venit așa un val migrator înspre complexul energetic Oltenia dinspre București. Așa, lună de lună mai apare câte una, două persoane pe funcții bune, pe salarii babane și după aceea vin și spun, dar nu plecați voi 2000. Păi până acum au venit unele persoane care, cum să zic, au ca și să... Mai punctăm o chestiune, pentru că ne apropiem de final. În ultimele zile, domnii din conducerea Ministerului Energiei au tot atacat managementul, deși nu au încadrat în timp acest management, care dintre formele de management este vinovată pentru ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia, abia în această după-amiază punctează că fostul management a dus compania într-o, pe marginea prăpastiei. Da, chiar vreau să spun câteva cuvinte. Dar în același timp îl urechează și pe actualul director interimar. În comunicatul de presă care a fost publicat în această după-amiază, spun domnii din Ministerul Energiei că nu se urgentează creionarea unei strategii. Și se spune în acel comunicat, conducerea unei companii de calibrul CEO nu este un act impus și nimeni nu este obligat să ocupe un post de conducere. Dacă alegi să faci parte din conducerea unei companii vitale pentru procesul de securitate energetică, atunci îți asumi pe deplin situația în care te găsești. Este un ultim avertisment pe care îl dăm conducerii complexului energetic Oltenia și așteptăm joi 28 aprilie planurile complete pe baza cărora se vor fundamenta deciziile în ceea ce privește viitorul companiei, vă rog. Da. Sunt două chestiuni care vreau să le aduc în atenție. Una, foarte multă lume din partea celor care vorbesc, dar nu fac nimic, spun următoarea chestiune. De ce nu ați avut reacție până acum la ce se întâmplă în această piață, în statul român? Păi noi am avut reacție. Pentru că îi ceream lui Ponta să facă, care avea la dispoziție Parlamentul, deci în principiu ANR-ul, avea la dispoziție Ministerul Energiei, avea la dispoziție încă o dată Parlamentul pentru legi, deci avea toate pârghiile
pentru a face ceva pentru piața asta de energie și implicit pentru noi. N-a făcut decât un singur lucru. Ne l-a pus pe Ciurel ca să facă praf această companie. Legat de cei de acum, ministerul are dreptate, cel puțin când spune că e un ultim avertisment, pentru că totuși au trecut câteva luni bune și nu se vede nicio decizie. Adică, chiar dacă au venit aceste persoane și inițial le-am dat credit, pentru că e normal să dai credit cuiva. Acele vezi? Persoane trimise atenție tot de București. Da, corect. Dar vezi că după câteva zile, nu știu, chestii elementare. Nu știu cum se iese din niște probleme de clasa 5-a. Și atunci îți pui întrebarea, oare de ce au fost trimise aici? Nu ca să distrugă în loc să construiască. Și revin la acest program de eficientizare. Nu se poate să treacă luni de zile și după luni de zile să fie adus un program de eficientizare ambigu, făcut de anumite persoane care au interese în anumite zone și care vor ca acele zone să fie ridicate, iar alte zone cu potențial mai mare coborâte. Păi ăla nu mai e management. Dar atunci ce este? Grup de interese. Pentru că în momentul în care se pune problema de restructurare și tu vrei să demonstrezi că o zonă nu e bună și ea trebuie să dispară, cum se cheamă? Dar atenție, Ministerul Energiei a dat în această după-amiază explicit un ultimatum, că până acum au fost foarte vagi în declarații și în ceea ce transmiteau. Să știți că i-a deranjat foarte mult, foarte mult ceea ce a făcut. Ultimatum directorului impus tot de el Ministerul Energiei la conducerea Complexului Energetic Oltenia. Și atunci ce să mai înțelegem? Că încearcă domnii din Ministerul Energiei să dea vina pe Acaropon. Să adune... Nu, dar să dea vina pe Acaropon. Nu ca Acaropon e vinovat și el, că e vinovat foarte. Să scoată din foc cu mâinile lui Ciobotărică ceea ce nu îndrăznesc dumnealor să facă? Posibil, dar încă o dată, nici domnul Ciobotărică nu este sfânt. Pentru că să nu uităm, dacă ești director într-o unitate, nu-ți bagă cineva de sus pe oricine pe gât. Pentru că de unul singur nu poți să conduci o astfel de companie. Dar dacă nici nu domnul știi, Ciobotărică dacă nu, știi să-ți faci, a ajuns deci manager în urma unui concurs. Păi vedeți că și aici e o ambiguitate, pentru că dumnealui este decât pe postul, deci câștigat, postul de acela de director financiar. Director financiar. Deci acolo a fost selectat pe ordonanță 109. În rest este interimar, dar revin la persoane care i s-au băgat pe gât între ghilimele. Dacă ești director... Adică oamenii trimiși dacă ești de director, centru prin via Ministerul Energiei, ca să fie puși directori aici la Complexul Energetic Oltenia, din punctul dumneavoastră de vedere. Deci, în primul rând, menirea unui director este aceea de a selecta oameni competenți cu care să facă o echipă pe care o să o folosească de a duce compania pe alte etape de asta de dezvoltare. Dar având din păcate, în vedere că Ministerul Energiei l-a impus pe Laurențiu Ciobotărică, Ministerul Energiei a trimis niște oameni fără experiență, fără nicio legătură cu acest domeniu, corect, în Gorj, în funcții de conducere. E la fel de periculos ca și nu impunerea politică. Nu se impun politică, niște demisii și acolo? Se impun. Am și cerut acea demisie prin scrisoarea deschisă de săptămâna trecută adresată domnului Cioloș. Da. Sunt prea legați între ei, probabil, ca să se poată despărți acum. O să vedem cât de legați sunt, cine de cine este legat ombilical și de ce nici măcar tehnocrația nu mai salvează România, că am văzut politicul nu poate, este așa, este cel puțin în România, piatră de moară în gâtul poporului. Vă mulțumesc mult, domnule Pârvulescu, pentru participarea în această primă parte a emisiunii. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu a doua parte, bineînțeles, politică.